Fostul președinte al Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischie, a stat aproape de premierul Victor Ponta la deschiderea anului universitar de la UCB. Întrebat de când nu a mai vorbit cu premierul, Mischie a declarat că nu mai știe, dar că nici nu simte nevoia să discute cu Ponta. Relaxat, fostul șef al PSD Gorj a explicat de ce premierul a venit la Târgu Jiu pentru deschiderea de an universitar. Pentru mine rămâne un plagiat consacrat. De aceea a și venit aici, să mai ia ceva voturi, că București nu are de unde să ia, că nu-l primesc ceilalți. Mischie a mai declarat că premierul Victor Ponta nu este o persoană agreată de el pentru că nu este serios. Mie îmi plac oamenii serioși, chiar dacă mă critică. Eu nu mă tem de critică. Bine că el n-a avut nici curajul să mă critique. Însă nu este serios, ca să nu spun alte aspecte mai grave. De? Da, îl privește. Fiecare și el deja este pe șișlete, știi? Nicolae Mischie a părăsit PSD în anul 2008, deși a fost membru fondator al organizației din Gorj. La plecare, fostul șef al Consiliului Județean și al PSD Gorj le-a declarat război foștilor colegi din PSD, cel mai supărat fiind pe Victor Ponta, Ion Călinoiu și Florin Cârciumaru.